întotdeauna și-a dorit să imprime direcția de libertate, să încercăm să dinamizăm societatea în care trăim, mediul timișorean și mediul din întreaga regiune de vest. UVT Liberty Marathon înseamnă, de fapt, descătușarea, trecerea barierelor, bariere fizice, bariere mentale, bariere de idealuri, visuri și percepții. Și anul trecut și anul acesta ne-am întâlnit cu tot felul de povești interesante, oameni care aleargă pentru că sunt motivați de proprii copii, oameni care aleargă pentru că vor să-și schimbe stilul de viață și până la urmă sportul ajunge să ne punească pe toți. Cred că sunt poveștile alergătorilor, întâlnești oameni cu totul deosebiți, oameni care au învins cancerul, oameni care din super obezi au ajuns super alergători, oameni cu pozitivitate, cu chef de viață. Sportul înseamnă, așa cum am spus, nu doar calități fizice, înseamnă ambiție, înseamnă fair play. E un băiat care, din păcate, este în fotoliu rulant, dar cu toate acestea își dorește să participe, a participat și anul trecut și va participa și anul acesta la competiție. Cred că mental sportul înseamnă pentru mine mai mult decât beneficiile fizice, dat fiind că reușește să ne introducă în mindset-ul de a face lucrurile să se întâmple. Da, oamenii trebuie să participe la Liberty Marathon pentru a duce mai departe ideea de libertate, ideea de mișcare și ideea de a se distra într-un mediu cultural și sportiv. Cred că lucru care îmi place cel mai mult la proiect, pentru că reprezintă simultan sport și educație, pentru că înseamnă crearea unei mentalități împreună cu oameni faini.